Bună dimineața, drăguță, dăm și noi drumul la un vlog? Ai păpat tot? Da. Pe cine ai în brațe acolo? Pe o nainuțică care n-a dat-o bebelușul ăla. Alu, tare și bine ați venit la un nou video. Ușurel, ușurel, mă știți pe mine, după ce am un weekend din ăsta în care cam lipsește somnul, îmi trebuie după aia niște zile în care să recuperăm somnul. Și recuperăm și sala, sunt pregătit de mers la sală, după care trebuie să dau o fugă până la mall, pentru că la nicio săptămână după ce mi-am făcut și eu un upgrade la telefon, l-am scăpat pe jos în baie și s-a spart. Din fericire a fost doar folia, pentru că i-am pus folie, dar da, mi-a stat un pic inima când a căzut. Așa că lăsăm cele două drăguțe acasă, în curând trebuie să ajungă și a treia de la școală, iar noi îi dăm drumul la niște sălică și pe voi vă iau cu mine. Salutare, bine ați venit, ne vedem jos în comentarii și like, așa la început de video. Ia să vedem cum e afară, că Instagramul meu e împărțit în două categorii de oameni, aia care se bucură că vine frigul și aia care abia așteaptă să vină din nou căldura. Azi e undeva la mijloc, deci toată lumea fericită. Ne vedem după gym. Și am zis că nu mai vin la sală cu stomacul gol. A intrat foarte bine antrenamentul, doar că tot timpul în care mă antrenam mă gândeam numai la ce o să mănânc după. Și am și sărit peste dușul de după sală, am zis că las că-l fac acasă, doar ca să plec mai repede. Don't blame me. E ritualul meu, da? Nu vă legați de mine. În drum spre mall să am ce mânca. Mergem să schimbăm folia la telefon, cum vă ziceam, și între timp am primit și listuța cu cumpărături de la Ela. S-am poftă. Ca antrenamentul a fost forță! Gata cu cumpărăturile. Avem și folie nouă la telefon. Și am venit la vechiul și vecinul meu din copilărie. Să mai luăm niște stickere pentru a3e.ro, pentru că toți cei care comandați de acolo vă punem în interior niște stickere drăguțe. Hai mă, deschide! Nu ai răbdare! Hai cum te filmezi, că ești mai pudic așa? Asta e scula care face cele mai tari stickere! Unde sunt alea, mă, care sunt gata, alea rotunde? Pentru că astea de aici vin pe cutii și astea sunt alea pe care le punem frumos așa în cutiuță, să vi le lipiți voi pe ce vreți. Și astea vi le tăiem așa frumos individual, câte unul, câte unul. Comandă mai mare punem două culori, comandă mai micuță punem unul singur. Mai avem și niște thank you card-uri pe care le punem în interior, semnate individual așa și manual de mine și de el, în funcție de cine lucrează și cine preia comanda respectivă. Hai să mergem înapoi acasă după ce terminăm aici, că mi-e dor de fete! O altă combinație de fete aici, combinație de trei luate câte două, pentru că acum s-a întors Evuța de la școală și Eliza doarme. Și se mișcă o măseluță rău de tot, o să fie prima măseluță și care o să carie. Cadă. Și am o carie. Ai și o carie, da. O rezolvăm. Stai liniștită că e dințișor de lapte. Trebuie să ai foarte mare grijă de dințișorii noi. La ăia să nu faci carie. Ok? Ok. Papă-s cerealele. Aici o avem pe domnișoara, vlogger. Da, nu-i vlogger, azi e contabilă. Și eu care am venit de la sală, pompat, mâncat, nedușat. Că v-am zis, am plecat mai repede de foame, facem duș acum acasă. Ce trebuie să... Tati? Da. Să-ți vă mușchii. Sunt la piatra? Da. Da! Pentru voi merg, mă, la sală, pentru voi, că trebuie să mă fac mare și fioros. Ca așa e când ești tătic de fete, trebuie să fie un pic mai fioros, da? Da. Te opresc. Azi avem și tenis, vrem să facem și un live pe TikTok, că am văzut că acolo au băgat niște cufere, niște chestii, pot să vă dau și eu acum vouă înapoi. Monede și chestii. Te pop. Da, să te... Tati, vrei, încerc să te... Tati! Și am plecat cu zâna măseluță către tenis. Zi, mă, tati, ce facem? Așteptăm să cadă sau îl scoatem noi? Îl scoatem noi după tenis. E sigură? Da. Te-ai mai răzgândit de vreo 15 ori? Avem o dispută până a scoate acel dințișor măseluță ce e ea.
pentru că se mișcă într-un hal, nu știu cum mai stă acolo. Și bineînțeles, Sevuțe e puțin frică și eu nu vreau să o forțez și îmi zice bine, hai, după aia mai încolo și tot așa. Revenind după tenis să vedem dacă s-a răzgândit sau nu. Aude cu cât entuziasm s-a ajuns la tenis. Sevuța, am ajuns. Te prefaci? Chiar ai adormit? După cât de relaxată e fața ei, cred că face un power nap. Ea nu cred că a avut timp să recupereze somnicul pierdut în weekend, pentru că a trebuit să se trezească dimineața să meargă la școală. Și la prânz nu vrea deloc să doarmă. Mai dormi? Ce facem, ne întoarcem acasă? Hai să vedem cum o trezim și să mergem, că... Ai, ai? Cum a fost la tenis? Mai ai dintele sau l-ai pierdut la tenis? Mai am dintele. A, zici eu că poate ți-ai dat vreo minge în dinte și a căzut. Nu, ba nu, n-a căzut. A fost frig înăuntru? Nu. Bine, măcar că le-a pus baloanele astea și nu mai joacă în aer liber, că nu mai e de stat în aer liber. Mai acasă s-a făcut fomiță, cât am stat cu voi pe TikTok, acolo v-am dat cufere, nebunii. Mi-a plăcut, mai facem. Ce bine e mașina la căldurică. Tati, pe spărbos. Pupicu. Așa, acum poți să-ți iei geleul. De ăsta sau de ăla? De care vrei? De amândouă. Eram sigur, nu știu de ce te-am mai întrebat, de amândouă. Hai, într-o spre casă și a adus Eva aminte și m-a întrebat, mami cu Eliza sunt în parc? Hai să o sunăm pe mami să o întrebăm. Și mami cu Eliza sunt în parc și a zis că vrea și ea în parc. Și și-a pus vestuța asta mică care abia mai vine, dar e friguț afară și trebuie să o țină pe ea. Și o duc și pe ea în parc la mami și la Eliza. Eu nu știu dacă o să rămân, că eu doar bluza asta o am pe mine și mi-e cam frig. Și cum vă ziceam mai devreme, mi-e și foame și vreau să ajung acasă ASAP. Mai are energie și de parc, asta e clar. Schimbare de planuri. Am ajuns în parc, s-a jucat și Eva 5 minute. A intrat un băiat cu ditea bicicleta în ea. O doare piciorușul. S-a zgâriat un pic, era o bicicletă în aia cu roți foarte groase, foarte mari. Și deși n-au voie pe aici cu bicicleta, ziceți voi ca părinte ce ai putea să faci? Să mă leg de alt copil mai mult decât fii atent. N-ai ce să-i spui, ce să-i faci. Deși îți lovește copilașul pe care îl cari în brațe la mașină, deși iar mai fi stat, dar zice că doare un pic piciorul și să nu meargă de aici pe jos până acasă. S-a făcut mai mult în jurul meu. Atent, sar. Nu mai pot să te țin, mă dor mâinile. Că ești mare. Da, dacă te doare mâinile. Mai poți să mergi așa încet? Oh, drăguțul mic. Hai, mergem ușor, măcar până la mașină, că până acasă făceam 3 ore. O mușchiop. O mușchiop. Hai, că am fost și în parc. Asta e dauna la picior? Nu, nu-i dă. Nu-i daună? Na, ți s-a julit un pic așa foarte puțin pielea, nu doare tare. Și, nu știu, așa te doare când pun așa? Osul? Te doare sau nu? Mă doare când pui aici. Aici? Bine. Și la mânuță unde ce ai că te-a lovit? Aici? De aici. Hai că o să ne uităm și la mânuță. Hai că ai scăpat ieftin. Bate pumnul. Dacă era treabă să se ducă la poliție. Să mergem la poliție să-i spunem să ia bicicleta băiețelului? Da! Să arunce. Cam așa-i trebuie dacă nu... Nu e atent și nu știe să meargă cum trebuie, că nu era băiețel chiar atât de mic, avea vreo 12, 13, 14 ani pe acolo. În fine, de-aia trebuie noi să fim atât de atenți încât să putem să evităm și pe cei care trebuie să fie atenți și nu sunt. Cam asta e concluzia. Acum mai poți să mai alergi. Nu mai poți să mai alergi. Gata, mergem să punem piciorul în gips. Hai să mâncăm. Da, uite cine se bagă în seama aici. Stai că trebuie să-i scoate din sișorul Evei. Vrei? Da, da. Da, da? După lungi
convingeri, a fost de acord curajoasă, bate palma. Nici nu o să simți. High five. Mă lași? Stai un pic jos? Dar nu poți mai face așa. High five, down low, too slow. Nu te speria, nu te speria. Închide ochii, închide gura. Vrei și tu? Uite-mă, curajul, hai și tu, ia scos și ție. Gata. Evuța, de ce te-ai speriat, tati, că nu te-am făcut nimica? Doar m-am uitat acum. Hai că a fost fără succes cu dințișorul. Deja le bag la baie. Dar voiam să vă arăt unde s-a lovit evacolul la picior, că acum s-a aprins un pic de culoare. Deci mi-am dat seama că de fapt a fost mai tare lovitura decât am crezut eu inițial. Băiețelul ăla de pe bicicletă, dacă vezi asta, e greu ca părinte să te stăpânești și ai avut noroc că m-am stăpânit, să nu... Au, de ce s-a colorat bușitura? Pa, 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 pa. Oricum tu ești plină de vânătăi pe toate picioarele, peste tot, că așa e copilăria cu vânătăi. Îl scoatem sau nu-l scoatem? Nu! Bine! Din păcate! Din păcate! Nu trebuie să fii supărat. Îl lăsăm să cadă singur ca ceilalți, bine? Gata, lăsăm fetele căs. În băițăși. Nu mai filmăm. Ne vedem mâine. Au pupă povii. Ciao!